La doar 3 ani după ștergerea tuturor datoriilor, complexul energetic Hunedoara a ajuns în insolvență. Ba mai mult, în această scurtă perioadă a acumulat și datorii de peste 1,2 miliarde de lei. Parlamentarii UNPR și PSD din județul Hunedoara vor să elucideze misterul acestui faliment și au cerut înființarea unei comisii parlamentare de anchetă. Noi credem că această comisie de anchetă parlamentară poate să elucideze de ce acest complex, care în urmă cu 3 ani de zile a fost salvat de guvernul PSD-UNPR și a fost unitate economică cu 0 datorii, unitate care pe orice piață ar fi trebuit să funcționeze bine, a ajuns astăzi să aibă peste 200 de milioane datorii, peste 15.000 de persoane vor fi afectate în mod direct dacă acest complex Hunedoara se va scufunda, peste 20.000 de persoane vor fi afectate în mod direct și 15.000 de pensionari care au lucrat acolo vor fi afectați, bineînțeles, în mod direct. Liderul UNPR din județul Hunedoara este convins că înființarea unei noi comisii este cheia succesului, iar pentru a afla unde s-a greșit, Parlamentul trebuie să facă propria anchetă, pe lângă cele ale DNA sau poliție aflate în desfășurare. E adevărat, veți spune, bun, de ce n-ați găsit până acum? Până acum, eu personal vă răspund anticipat, n-am putut trece de poarta acestui complex energetic. Și nici n-am vrut să fac vreodată trafic de influență. Dar acum, prin instrumentele democrației românești, în această comisie parlamentară, sunt convins că vom afla toate adevărurile sau tot adevărul. Vochițoiu speră ca noua comisie parlamentară de anchetă să aibă acces și la informațiile clasificate, dar și să găsească soluții pentru redresarea domeniului energetic din județul Hunedoara.